Ana Maria Prodan și Laurențiu Reghechemf se află în plin proces de divorț, iar recent, instanța a decis pensia alimentară pe care cunoscutul antrenor va trebui să o plătească lunar pentru fiul său cel mic, din căsnicia cu impres. Așadar, la scurt timp după hotărârea autorităților, Ana Maria Prodan a venit cu o serie de declarații privind acest subiect. Ana Maria Prodan, nu știu cât am câștigat. La scurt timp după ce instanța a stabilit pensia alimentară pentru Reghe, pe care trebuie să o plătească lunar fiului său cel mic, Ana Maria Prodan a făcut o serie de declarații, specificând că nu este în țară, însă i s-a adus la cunoștință de către avocatul său faptul că a câștigat. Concret, Laurențiu Reghechemf îl poate lua acasă la el pe băiatul său de 2 ori pe lună, la sfârșit de săptămână, potrivit deciziei judecătorilor. Cât despre pensia alimentară, judecătorii au stabilit ca Reghe să plătească suma de 500 de lei pe lună, aceasta fiind raportată la salariul minim pe economie, având în vedere că nu mai avea loc de muncă, atunci când instanța a luat această decizie. Eu sunt plecată din țară. M-a sunat avocatul meu și mi-a zis că am câștigat și acest proces. Credeți-mă că nu știu cât am câștigat și m-am și plictisit de toate știrile, că îl sărăcesc pe Laurențiu Reghechemf. Nu, fiecare om se sărăcește singur. Nimeni nu face ceva împotriva familiei, el este, încă, familia noastră. Până la divorț el este încă soțul Ana Mariei Prodan și tatăl copiilor mei și așa trebuie să rămână, tatăl copiilor mei, întotdeauna, a declarat Ana Maria Prodan, pentru un post TV. Laurențiu Reghechemf este, Laurențiu Reghechemf se bucură de o nouă victorie. Antrenorul a încheiat contractul cu Universitatea Craiova, iar acum este antrenorul principal al echipei NFC Baku, din Azerbaijan, pentru 2 sezoane, salariul pe care îl va încasa antrenorul se ridică la suma de 480.000 de euro, pentru un sezon, ceea ce înseamnă că va avea un salariu lunar de 40.000 de euro,